Conform ultimelor statistici făcute publice de Inspectoratul Școlar Județean, astăzi în rândul unităților de învățământ erau peste 170 de elevi și profesori infectați cu COVID-19. Dintre aceștia, 136 sunt preșcolari, elevi sau liceeni, iar 37 fac parte din rândul angajaților în învățământ. Acest lucru nu a dus însă la suspendarea cursurilor în condițiile prevăzute de lege. Numărul unităților de învățământ în care predarea se face în sistem clasic, față în față, fiind în creștere, ajungând acum la 64%. Pe de altă parte, în 33% dintre școli nu se fac ore față în față din cauza gradului scăzut de vaccinare în rândul personalului, care trebuie să fie de minim 60%. Această săptămână avem o situație mai bună față de săptămâna trecută. Un număr mai mare de unități de învățământ au început față în față, deoarece din această săptămână contorizarea noastră se realizează pe unități cu personalitate juridică, respectiv pe structuri. Din acest punct de vedere, din totalul celor 250 de unități PJ plus structuri, avem o situație de 160 de unități în care activitatea se desfășoară față în față. Avem un număr de 82 de unități în care activitatea se desfășoară integral în sistem online, din acest motiv al ratei de vaccinare sub 60% în rândul personalului didactic. Și un număr de 8 unități de învățământ în care s-a aplicat articolul 3 alineatul 2 din Ordinul Comun, în sensul că unitățile de învățământ sunt în online datorită altor motive, respectiv infrastructură sau probleme de personal. Școlile în care cursurile se țin online din cauza problemelor de infrastructură sau de personal reprezintă 3% din unitățile de învățământ din județul Hunedoara. Majoritatea dintre acestea sunt în Deva, unde există școli în care conducerile nu au reușit finalizarea montării de centrale termice. Din cele 8 unități de învățământ în care s-a aplicat acest articol cu infrastructura, 7 sunt din municipiul Deva. Și există în ansamblu pe municipiul Deva 3 unități de învățământ în care activitatea se desfășoară față în față, pentru că dispun de sisteme de încălzire. Există de asemenea unități de învățământ în care se desfășoară activitatea pentru cei mici, unitățile de învățământ directorii asigurând căldura prin intermediul altor dispozitive și unități de învățământ în care activitatea este sistată și se desfășoară integral în sistem online. Lista cu situația școlilor poate fi vizualizată pe pagina de Facebook, precum și pe site-ul Prefecturii Hunedoara, iar cea privind vaccinarea în rândul personalului pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.